Bun venit pe lume este salutul celor de la Salvați Copiii care vin la Petroșan să le dea o mână de ajutor copiilor cu probleme, născuți prematur. Campania are ca scop final dotarea cu un ventilator performant a secției de nou născuți și totul va fi posibil în scurt timp. Campania Bun venit pe lume a început în data de 6 octombrie la București, când a avut loc o acțiune în trei locații din București, unde s-au pus în vânzare, așa cum le avem și noi pregătite, 1900 de body-uri. De ce 1900 de body-uri? Pentru că în 2011, 1900 de copii între vârsta 0 și 5 ani au decedat. Și cu aceste cuvinte intru, de fapt, în miezul campaniei noastre. Ocupăm primul loc în Uniunea Europeană privind mortalitatea copiilor între 0 și 5 ani. Prima cauză s-a dovedit a fi nașterile premature. Și sigur că de aici decurg după aceea multe și multe alte cauze. Și atunci, ce își propune, de fapt, campania? Campania își propune ca Organizația Salvați Copiii să poată ajuta 15 maternități din țară, bineînțeles, începând cu cele 13 organizații și după aceea încă alte două maternități, cu incubatoare sau, bineînțeles, cu ce are fiecare maternitate nevoie. Sigur, patriotismul local a fost și va rămâne dintotdeauna. Categoric că ne-am gândit la maternitatea Petroșani, fiind convinși că vom avea susținere și dorim ca toate fondurile pe care le obținem noi, asta însemnând să vindem body-uri, însemnând 2% din impozit, 20% să fie sponsorizare din venitul firmelor. E o formalitate pe care cei care se ocupă de așa ceva o cunosc și, bineînțeles, și acel SMS-ul care, de asemenea, cere acei 2 euro. Acum eu, ce să vă spun, am mari emoții. De ce? Lumea e puțin confuză, e mult spus un fel de lehamite în toate aceste spoturi publicitare. Dar dacă țara este momentan într-un impas, oare nu trebuie noi, oamenii, să facem ceva? Cred că e absurd să sperăm că lumea se va schimba sau că viața se va schimba așteptând de la parlamentari sau de la alții. Eu cred că dacă vrem o lume mai bună și vrem să o schimbăm, trebuie să pornim de la copii. Și atunci, cred că noi care suntem aici am înțeles lucrul acesta și încercăm să sprijinim fiecare copil și mai ales să nu mai lăsăm copiii care și așa sunt puțini nașterile, am înțeles că sunt de puține și dacă și copiii aceștia ne mor, atunci e clar că nu e bine. De asemenea, campania noastră își propune creșterea adresabilității femeilor însărcinate la medic în primele luni de sarcină, cunoscut fiindcă în prezent sunt regiuni din România în care o treime din femeile gravide declară că nu s-au prezentat la niciun consult pe toată durata sarcinii. Sprijinirea medicilor de familie să recunoască și să trimită către medicul specialist sarcinile cu risc crescut de naștere prematură, ameliorarea structurilor din maternități de referință
de nivel 2, de diagnostic prenatal și îngrijire a sarcinilor cu risc de naștere prematură. Dezvoltarea structurilor maternităților de nivel 3, care îngrijesc nou-născuți cu prematuritate extremă și creșterea numărului de nou-născuți prematuri, care se nasc în unități sanitare cu expertiză adecvată. Gazdele evenimentului au fost cei de la Spitalul de Urgență din Petroșani, iar personalul medical a spus prezent inițiativei. Au cumpărat virtual micuțele hăinuțe și abia așteaptă să îmbrace nou-născuții cu ele. Ne bucurăm că organizația Salvați Copiii Petrila ne-a ales pe noi în derularea acestei campanii și vă asigur în numele conducerii Spitalului de Urgență Petroșan de tot sprijinul nostru necondiționat, dorindu-ne pe viitor o colaborare strânsă, pentru că la urmă urmei tot ceea ce facem o facem pentru o cauză nobilă. Cei mai bucuroși sunt însă reprezentanții secției, care va fi dotată cu un aparat vital. Asta pentru că născuții prematuri au nevoie de un aparat care să îi învețe să respire și care costă aproximativ 12.000 de lei noi. Într-adevăr, este un vis împlinit. De foarte mult timp mi-am dorit ca un ONG, o asociație, o societate să ne ia sub grijă ei și să ne ajute în completarea echipamentului medical pe care îl avem pe secția noastră. Secția noastră a fost dotată din 2009 prin fondurile Băncii Mondiale cu echipament de ultimă generație. Avem două incubatoare performante cu servocontrol, avem două incubatoare în sistem deschis care asigură căldura atât de necesară nou-născutului care nu este capabil să-și o producă singur. Așa, avem dat de către direcțiune, cumpărat de către conducerea spitalului un microanalizor Astrup. Nu multe maternități se pot lăuda cu asta, e extrem de folositor în terapia copilului care se face țintită în funcție de lipsurile care se găsesc, că se decelează cu acest aparat. Avem acces la la radiografii printr-un aparat care ne este destinat, nu? Pe care îl putem cere oricând, la orice oră de zi și din noapte. Ei, ceea ce ne lipsea nouă, că ne-am fost dotați, a fost un aparat de ventilație. Nu este un ventilator simplu care suflă aerul, este un ventilator care asigură necesarul de oxigen al copilului prematur. Prematuritatea este o categorie de mare risc. Prematur se numește orice copil născut înainte de termen, da? Deci nu este că e un copil născut cu greutate mică, e un copil născut înainte de termen, înainte de 37 de săptămâni de gestație și mergând după Organizația Mondială a Sănătății până la 20 de săptămâni. Asta este extraordinar de puțin, asta este maturitatea extremă. La noi în maternitate se nasc, avem un procentaj destul de mare de prematuri. De exemplu, anul trecut la 476 de nașteri am avut 86 de prematuri. 31 i-am trimis la clinică. Da? Pentru a putea trimite copiii la clinică trebuie stabilizați. Ca să-i stabilizezi, trebuie să te, pe lângă entuziasm, pe lângă știință, pe lângă cursurile care le-am făcut noi pentru reanimarea nou-născutului, care este o știință exactă, trebuie să fim ajutați de aparate. Revin la ventilator. Ce este ventilatorul? Nou-născutul prematur suferă în primul rând, primul organ care suferă este plămânul. Nu este pregătit pentru a face trecerea de la respirația de tip intrauterin la respirația de tip extrauterin. Plămânului de prematur îi lipsește o substanță tensioactivă numită surfactant, poate ați mai auzit de ea, care menține alveolele deschise la sfârșitul inspirului. Ne rămân deschise, se închid, rămân lipite și atunci avem un teritoriu care nu mai poate fi respirat. Acest aparat va fi minunat, va dărui viața, da? La o mulțime de copii. Deci ați văzut, până an de zile sunt 80-90 de prematuri. Cam 40-50 rămân în grija noastră, cam 20-30 sunt prematuri care nu sunt bolnavi, pe care îi ținem pentru recuperare nutrițională, dar alții sunt bolnavi și au nevoie neapărat de acest aparat. Ar fi extraordinar ca prin campania asta să ni se poată achiziționa acest aparat. Sunt recunoscătoare, sunt fericită, sunt onorată că am fost cuprinsă în această campanie.
Anul trecut, din 476 de nașteri în secția de la Petroșani, 86 au fost premature. Medicii vorbesc de femei care nu merg niciodată la consultații și de cel puțin 31 de micuți trimiși în clinici de specialitate pentru a fi salvați. Dacă în 2011 au murit 3 bebeluși născuți prematuri la Petroșani, anul acesta avem doar un deces, iar medicii speră ca noile dotări să îi ajute să treacă peste situațiile dificile.